să vedem la cine ne oprim, pe cine comentăm. Opa, Catrinel Sandu iubește din nou după o lungă perioadă în care a suferit pentru că a fost înșelată, iar soțul ei a plecat de acasă și s-a mutat la amantă. N-a fost nicio problemă pentru ea, pentru că în viața ei a răsărit acest crai pe care Catrinel Sandu deocamdată îl ține în secret. Îl ține ascuns, să vedem doar silueta unui bărbat. Pare tânăr așa. Ține așa de el. Sunt îmbrățișați, uite, la un apus frumos de soare pe malul mării, semn că e ceva frumos de început. Pare tinerel domnul, pare și musculos, cred că merge pe la sală. E puțin mai înalt decât Catrinel. Mai mult ca sigur că e sportiv, bine, lui Catrinel, cred că și se pare că îi place același prototip de bărbat. Adică ea la această postare scrie despre dragoste, deci clar între ea și acest bărbat, care cu siguranță vom afla în scurt timp cine este și ce face, se iubesc, sunt împreună. Cu cine te duci să vezi răsăritul dimineața? Nu te duci cu un prieten. Păi bun, bineînțeles, acum. Și era și cazul după 11 ani de căsnicie cu tenis, fostul tenismen Gabriel Trifu, să-și refacă și ea viața. Și săracă la cât a suferit, merita și ea să fie iubită din nou. O fi fostul sos n-are cum, nu? Ia dă o poză, ia intră puțin. L-ar fi putut ierta? Nu știu, dă-i pe Google să vedem dacă găsim vreo poză cu el la spate. O fi el? Dar nu, care s-o fi împăcat, o fi renunțat la amantă și a dat seama că își iubește soția? Totuși, el avea o relație în paralel de vreo 2 ani de zile cu femeia respectivă, care a și anunțat-o pe Catrinel Sandu că eu sunt iubita soțului tău de 2 ani, așa că... Ia de aici la fotografii să vedem așa din... Găsim o poză cu el? Uh-huh. În cam la... Ia dă-i să vedem o poză cu spatele, nu găsim, nu? Sunt cam la aceeași înălțime cei doi... Și pare avea cam aceeași siluetă. Cam aceeași conformație. Nu știu. Ia. O fi el, nu fi el, dar pare mai grăsuț el aici. Domnul din imagine pare mai slab, nu știm. Vom afla dacă este fostul soț care s-a împăcat sau este un nou iubit în viața lui Catrinel Sandu. Mergem mai departe.